Ați venit la Chișinău cu ultimii bani. Chiar fără bani. Păi fără bani cum călătoriți? În la sensul... ocazii? Nu la ocazii, am venit la autobuz, dar chiar cu adevărat. Și ultimii și practic astăzi ultimii 200 de lei am luat de la card, deoarece eu nu mai am bani și nu sunt fiica lui Șor sau lui Bocatniuc ca să am bani să mă primlu în zadar până la Centrul Național pentru Protecția Date Caracter Personal. Dar ce ați venit în zadar, degeaba? În zadar am venit a patra oară, vă zic. Oho. A patra oară, deoarece. E distanță lungă de la Cahul? Foarte mare. Câte sute de kilometri ați făcut până acum? Undeva în jurul la 200... Până acum? Dus întors, ies peste 1000 de kilometri pentru dreptate. Cam de când, cam așa și ar fi. Deci, de către Centrul Național pentru Protecția Datelor Caracter Personal s-a constatat angajatul Ministerului Afacerilor Interne, Anton Roman, contravenient, deoarece dumnealui a comis acțiuni ilegale în privința dumitale, da. În privința mea, da. Uh-huh. Și deși eu vreau să vă zic că angajații la Ministerul Afacerilor Interne încă nu au învățat lecția. Deja este o a doua asimilară cauză. Pe acest caz, tot un polițist a fost amendat. O asemenea situație a fost amendat șeful Inspectoratului de Poliție Cahul, Iurii Brician. Oho. Acesta a fost ridicat din postul de la Cahul, trimis la Cahul la batalionul 22 undeva. Deci, iată, eu vin, stimate domn, chiar cu adevărat am dorit să vorbesc la cameră, să-mi exprim indignarea că nu mai am surse și chiar nici puteri ce dau, pentru că nu mai am, vă zic, nici bani ca să pot să vin să văd atâta dezmăț, atâta nedreptate. Dar de ce nu s-a constatat azi vinovăția lui, să-i aplice amendă dacă deja totul e decis? Este decis totul. Până acum, însăși Anton Roman, el solicita amânări, din diferite motive. Eu am fost pe data de 28 ianuarie, când erau condiții chiar nu atât de bune. 28 ianuarie, da, mm-hmm. Condiții meteo bune. Am mers cu picioarele ude, prin zăpadă, eu prin câte am trecut, dar dacă aș putea să mă înțelegeți. Am poate fost... asta și urmărește, să diverseze până vă terminați banii și răbdarea și... Da, scapi basma curată. Da, poate, Doamne, m-a mai întărit că Dumnezeu să mai schimba situația și să pot să demonstrez că nu este așa cum... Și Jusdan știe, Jusdan, situația mea. Șeful lor, și al lui Burlacu, și al lui Roman. Știe, și al lui Briceag, și al lui Anton Roman, știe tot. Dar dumnealui consider că îi protejează. Dar dacă vii atât de des, nu te-ai gândit să-i dai și în judecată, să ceri despăgubiri pentru încălcarea drepturilor? Am inițiat, acum am pornit o procedură. Este în curs de... Este pe rol pusă deja această mm-hmm. procedură. Împotriva la amândoi? Împotriva lui Briceag doar, dar vreau să vă zic că astăzi m-am prezentat, dimineața am fost la Ministerul Afacerilor Interne, am solicitat o copie a unei cereri de ale mele, că îl văd pe Anton Roman, îl cunosc și mă cunoaște de ani buni, undeva de 3 ani. Putea să-mi spună, doamna Rotaru, nu o să fiu, sau cel puțin eu astăzi, pornită de la ora 4 de acasă. Dimineața? Da, desigur. Acum ai 4 seara deja. Păi da, stimate domn, ca să fiu, să fac, să iau cererea, să mai fac și alte, adică trebuia să merg și la Consiliul pentru Asigurarea Egalității și Eliminarea Discriminării. Acolo am o altă plângere, iarăși pe acțiunile angajate în Ministerul Afacerilor Interne. Da, la ora 1 m-am dus, conform citației confirmate de mine și de Anton Roman, care a scris cu mâna lui o lună în urmă că el se prezintă la data de 21 februarie la ora 1 cu avocat. Asta mi-mi spune doamna angajată de la Centrul Național pentru Protecția Datelor Caracter Personal că a solicitat amânarea avocatului. Păi unde, dar că în scrisurile însăși sunt ale lui Anton Roman, prin care confirmă și consemnează scris că eu mă oblig și voi fi prezent la data cu avocatul. Deci și l-ați văzut azi și nu vă spus că nu vine, dar nu v-a ajutat cu nimic, că deja erați în Chișinău, ați făcut drumul și cheltuiala. Dar cel puțin poate nu rămâneam până la ora 1, sunt poate înțeles, două. Da, am înțeles. Poate nu rămâneam până la ora 1. Că ați pierdut și timp. Și timpul l-am pierdut. Da, obraznic. Foarte obraznic.